Salut, dragii mei prieteni! Bună ziua și bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube în bucătărie la Zidana Ozacuna. Da, și acest video va fi și pe pagina mea de Facebook, la fel cu același nume, în bucătărie la Zidana Ozacuna. Eu vă salut cu mult drag, sănătate, aveți grijă de voi, îmi lăsați un comentariu din ce țară mă priviți. Dragii mei prieteni sau dragile mele fete frumoase care deja voi mă urmăriți, ce fac eu? Eu mă numesc Zidana Ozacovna, eu sunt medic naturopat, eu sunt psiholog, psihosomat și terapeut. Dar astăzi vin cu un video, un tutorial foarte interesant pentru voi, mai ales pentru femeile, da? Da, ajut și la bărbați, dacă îi să mă întreb, bună ziua, bună ziua. Dar, dragii mei prieteni, azi vă arăt ceva foarte interesant, cum să faci tu o deparazitare. Deci, în căsuța ta, câte zile și de ce trebuie să faci de parazitare. Indiferent că ai tu paraziți, indiferent că ai dat analiza și ești pozitiv sau chiar negativ. Noi oamenii în ziua de azi mâncăm foarte multe chimicale, dar foarte mult. Indiferent și pâine și carne, este carne care este crescut ca antibiotici, este pești care noi vedem foarte multe video pe internet și într-adevăr au paraziți, fructe nespalate, larve care se depun pe legume, pe fructe, da? Și ai diferite fast food-uri. Uite, astăzi îți arăt cum să faci tu o deparazitare în căsuța ta, natural, cu plante de grădină sau chiar cu plante de piață, poți să le cumperi și dacă trăiești la apartament. Ce ai nevoie tu astăzi aici de busuioc? Acum suntem pe timp de iarnă și toată lumea știe care este busuiocul. Busuiocul este o plantă biblică foarte, foarte bună pentru corpul nostru. Chiar din busuioc poți face și ulei de busuioc pentru dureri de articulație. Dar ceaiul din busuioc este deparazitar. Scoate infecția, inflamația din corpul nostru. Cimbru. Toată lumea știe care este cimbru, da? Cel cimbru care noi îl punem în ciorbițe, în zame, în supiță, da? Cimbru de grăidină, mai ales că el este înflorit la mine, da? Mai ales pe timp de vară, el înflorește luna lui iulie, august. El este foarte bun pentru infecțiile urinare, da? Dar și pentru dureri de cap și pentru alte tipuri de inflamații sau infecții. Și din el, la fel, poți face ulei de cimbru pentru dureri de cap, pentru dureri de gât, pentru dureri menstruale, pentru dureri de burtă sau chiar colici. Mai am aici o plantă care, într-adevăr, ajută foarte bine la paraziți, când noi astăzi facem un video sau, spunem așa, un tratament pentru paraziți, 14 zile. Menta rece. Multă lume nu știe ce înseamnă menta rece. Izma, menta proaspătă, da? Iar când noi, deci o formăm în mânuțele noastre, are un miros foarte puternic, fix ca cimbru și fix ca busuiocul. Deci sunt trei plante biblice minunate pentru a scoate toxinele din corp, pentru a face o deparazitare. Și mai am o floare, dragii mei prieteni, care este în multe zone numită, deci, ca crăiță sau ca țigănaș. Da, la fel, această plantă este ca un condiment, e intră din condimentele de curcuma sau tumeric sau din familia șofranului, dar este foarte bine, bun pentru a face o deparazitare. Chiar poți o usuci, poți face și tinctură, poți face în rachiu, poți o face și în ulei, dragii mei prieteni, dar ea este formidabil pentru ceai, pentru a scoate toxinele, paraziții din organism. El este un condiment, spune, și la carne, și la pește, mai ales în țările aziate. Eu chiar le usuc și iarna când am dureri de cap, dureri de stomac, dureri menstruale, chiar balonări, îi ajută foarte bine. Așa, deci și trebuie nou în afară de asta? Usturoi, foarte corect. Știți că este un fruct, un legum, îi spuneți cum vreți voi, da, el este un fruct mai puternic, da, și noi dacă mâncăm usturoi, simte că noi mâncăm usturoi în casă, dar el este antibiotic natural. Semidia, mulțumesc frumos din suflet. În afară de usturoi, fiindcă el este deparazitar pentru organismul nostru, știți că cine are tensiunea mare, adică ridicată, usturoi este
o pastilă foarte bună. Încearcă, dacă tu ai o tensiune, de exemplu, 130, 140, 150, da? Mare. Sau chiar în multe cazuri, 200. Apa cu usturoi este aur pentru noi, fiindcă ea coboară tensiunea, deci foarte joasă. Cei care au tensiunea mică, atent cu usturoiul, că o coboară încă mai jos. Și, dragii mei prieteni, curcumaua sau tumericul, de ce? Fiindcă el este antibiotic natural, dar pentru paraziți este formidabil. Acest tratament sau acest ceai trebuie să-l bei un litru pe zi. Fără zahăr, deci fără tartine, fără miere, fără alte tipuri de glucoză. Pur și simplu ceai. De ce curcuma? Fiindcă curcumaul la fel vine din familia șofranului. Crăiților, da? Șofranul galben sau șofranul roșu, care el este foarte scump. Șofranul galben, el crește în grădin și este un șofran, deci un condiment mai ieftin, dar tumericul este deparazitar. Cu el poți face foarte multe măști pentru ten, pentru a avea un ten frumos. Hai să vă arăt, dragii mei prieteni. Eu am aici un bol. Eu am un bol de un litru. Eu fac 2 litri pe zi, 14 zile. Poți mânca, da. Poți mânca salat, poți mânca legume, poți mânca fructe fără pâine și fără zahăr. Noi nu vorbim de alcool, clar, și alcoolul aici nu trebuie să fac parte, da? Fiindcă, de exemplu, sunt întrebări, Zidana, dar dacă noi suntem balonate, acest tratament, acest de parazitare, ajută foarte, foarte bine. 14 zile, în fiecare dimineață îl faci sau în fiecare zi îl faci, proaspăt câte 2 litri. Într-un bol de 1 litru, eu am să adaug în primul și în primul rând cățelul de usturoi, foarte important. Zidana smeroasă, usturoi nu, fiindcă are busuioc, are cimbru, are minte și astupă, deci, mirosul de usturoi. Îl pun într-un bol, îl tai în 2-3 părți, chiar 4, dacă este mai măruț, așa, și o linguriță de curcuma. Ia uitați-vă, dar nu este o linguriță plină. Așa, o linguriță de cafea sau tumeric. Eu pe canalul meu de YouTube am foarte multe măști cu tumeric și cu ou pentru ten, pentru a scoate acneea și a scoate coșurile negre. Peste el, dragii mei prieteni, adaug busuiocul. Toată lumea cunoașteți care este busuioc, planta biblică. Nu mult și nu puternic, ca nu o să-mi fie plăcut de a lua acest ceai de parazitar pe 14 zile. Mentă rece, câteva frunze, una, două, trei, așa, trei, patru frunze este suficient, poți le pui și uscate. Dar cum noi suntem pe timp de vară verde, deci sunt miraculoase. Și clar că o floare de crăiță sau țiganaș, cam cum îi spun eu în limba rusă, se numește barhoț, el este foarte bun. Așa, da, și o rămurică de cimbru, nu mai mult, o rămurică, deci este suficient. Așa, ia uitați-vă cum am pus, deci, în bolul meu. Peste el apă clocotită, numai decât, nici ca acum apă rece. Da, dacă vrei să faci o limonadă, poți pui cu apă rece cu lămâi, da? Dar ca noi să facem o deparazitare, trebuie să fie apă clocotită. Turnăm peste el apă clocotită, fierbinte. Automat schimbă la culoare, automat, fiindcă are curcuma, dar o lăsăm 7-8 minute. În felul următor, ca ea să măcerească foarte bine și apoi poți bei 2 litri pe zi. Da, într-adevăr, este bine să vă spun, acest ceai cu siguranță ați vă urinați foarte mult. Sunt 2 litri pe zi. Este bine, da, este foarte bine, fiindcă noi scoatem infecția paraziții din organism. Indiferent că la tine analiză pozitiv, negativ sau dacă ți-o găsit numai un tip de parazit sau chiar heliobacter. El este foarte bun, n-are cum să-ți facă rău, fiindcă toate plantele sunt biblice. A să-ți facă rău zahărul, torta, prăjiturile, salamurile, deci mâncarea grasă, carne care este foarte prăjală, mult în ulei, dar așa tratament îți face bine. 14 zile. Testerul acest timp de 14 zile fără pâine și fără zahăr ar fi perfect. Cât mai multe legume, suntem pe timp de vară, cât mai mult timp, deci să luăm salate, legume coapte, ciuperci, ardei, morcov, brocoli, peștișor, deci fiert.
14 zile, dragii mei prieteni, în felul următor. Este foarte bun. Chiar poți să-l bei și rece. Este foarte gustos. Are gust de usturoi, nu? Fiindcă are plante biblice. În felul următor. Poți pui lămâie, dacă tu vrei. Poți pui o filioară de portocală. Poți pui aceea ce vrei tu. Numai nu îl faceți tare ca să vă fie plăcut să-l beți ca o limonadă. Foarte, foarte gustos. Acesta este celule parazitare, dragii mei, prin care poți le ieși tu ca să fii sănătos, curat, liniștit, ca să nu ai iritații. Fiindcă noi când avem paraziți, la noi cade părul, la noi miroase foarte tare, urât din gură. Deci la noi strică dinții, avem dureri de stomac, aciditate la stomac, ne doare stomacul, deseori colici, mâncărimi sau chiar iritații pe piele, da, de la paraziți. Cu voi a fost prietena voastră Zidane, aveți grijă de voi, dar eu vă salut cu mult, mult drag, îmi lăsați un comentariu din ce țară mă priviți sau din ce oraș. Dacă nu ești abonat la canalul meu de YouTube, în bucătărie la Zidane Auzacno, cu mare drag, dragii mei prieteni, vă aștept. Acolo avem foarte multe tratamente naturale, cu siguranță ția să-ți prindă bine. Zidane!